Și am încercat să fac este să îi permit interlocutorului să fie dat spațiului public prin intermediul acestui dialog în prezența dumneavoastră, ca și cum ar fi un om respectat, iubit, înțeles, un om ale cărui gânduri sunt importante, a cărui prezență este dorită. Am vrut să fac un spațiu de, dacă nu sună prea sentimental, de iubire, de iubire înțelegătoare, față de idei, față de gânduri, față de manifestări. Cred că ăsta este scopul unei lecturi spirituale. Ea nu e, cum să spun, nu îți dictează să faci anumite fapte, cât îți dictează să asumi anumite stări, să fii atent, să fii disponibil, să nu ratezi împrejurarea decisivă, să nu ratezi întâlnirea decisivă, să te gândești tot timpul la amplasamentul tău în propriul tău parcurs. Atenție! Nu întotdeauna este vorba de defecte. Deci nu este vorba în chip psihologic, să zicem, sau cognitiv, infirm, de defecte pe care cineva le-ar avea și nu ar putea să înțeleagă bine parabole. Este vorba de defecte cognitive, ori defecte morale, ori defecte de situare. Prima naivitate pe care noi am avut-o, dacă îmi permiți acest plural, deși discutăm despre tine, este că noi ne-am trezit după 89 la o Europa occidentală care era în esență Europa visurilor noastre. Naivitatea noastră a fost să credem în forța cuvintelor într-un mod pur, într-o etapă în care această puritate nu mai exista. Noi credeam în forța cuvintelor în varianta secolului 19 și eșecul pe care l-am înregistrat văzând că aceste cuvinte nu schimbă lumea, nu mai schimbă lumea, ne-a uluit. Logicienii spun că această mașinărie logică pe care Goethe l-a construit-o, care formalizează ceea ce imaginase Leibniz, este perfectă. Ce este finalmente Dumnezeu în această construcție? Este o colecție infinită de pozitivități. Este o ființă sau entitate maximal pozitivă. Dacă înțelegem piețele ca fiind, de fapt, o democrație în care consumatorul este cel care decide atât volumul producției, cât și calitatea ei, cât și așa mai departe, atunci lucrurile sunt complet diferit percepute. Lumea n-a avut această înclinație către stat de la început. Acum 100 de ani, cred că nu era așa. Lumea nu credea în stat, pentru că nu avusese un precedent care să o facă să creadă că acest lucru ar putea funcționa. Diavolul în istorie e din Kolakowski. Și am avut aici, trebuie să recunosc, că trăia încă profesor Kolakowski și am scris despre el și i-am cerut permisiunea, i-am pus să foarte impresionat de un interviu al său cu titlul de care a pus în revista, regretată revista Encounter și întrebat, domnule Kolakowski, când vorbiți despre diavolul în istorie, probabil că folosiți o metaforă. La care Kolakowski a răspuns, vă înșelați. Niciun fel de metaforă. Noi, din această parte a lumii, ne-am întâlnit cu diavolul concret. Deci asta mi se pare o grilă foarte fertilă de interpretare. Orice înțeles ați dea cuvântului diavol, felul în care Vladimir se referă la diavol și pe urmele lui Kolakowski este un mod literal de a înțelege orice ați înțelege prin asta. Omul este făcut cu o interioritate și cu o exterioritate. Cine violează acest mod în care e construit omul, dat cu o exterioritate care, nu spun ascunde, ci îmbrățișează o interioritate,
acela distruge complet ceea ce Gabriel numește aici mitul intimității personale. De aici rezultă un sindrom al deposedării. Grosul securității, 90% din angajații lor și cu toată armata de informatori, nu lucrau în camerele de tortură și în închisori, ci lucrau în birouri și erau birocrați. Erau birocrații rău. Între existența curată, sigură, clară, existența unui obiect, să zicem așa, și non-existența absolută, lipsa totală de existență, se pare că există mai multe grade. Și tocmai asta face să putem să vorbim despre neființe sau despre neființă și să stabilim diverse grade de non-existență. Nu e suficient să fim de bună credință. Nu e suficient să ne înțelegem unii pe alții. Nu e suficient să nu comitem erori logice. Nu e suficient să înțelegem că premisele noastre diferă. Sau poate că sunt aceleași. Mai este ceva, un ingredient care întotdeauna este foarte greu de spus. Ține de un dozaj care îl explică în cartea lui, dozajul între relaxarea principiului non-contradicției, gradul în care lași neființa să intre în raționamentele care privesc ființa. Idealul central este acela de integritate. Integritate în tot ce faci și clarificare deplină în privința sufletului tău. Confuzia sufletească, confuzia minții, contrariul păcii gândurilor, este situația de iad, iar asta trebuie evitată. Toate aceste gânduri se regăsesc în Tractatus. De fapt, întrebarea lui Wittgenstein de tinerețe culminează o carte, această carte este Tractatusul, și pe care o numește în una dintre scrisorile acestea o mașinărie făcută pentru a putea deveni onest. Acești tineri cu care s-a început UTC-ul din România, eu nu generalizez, dar vorbesc de oamenii pe care îi cunosc. Erau niște oameni în cea mai mare parte, în cea mai mare, marea majoritate, erau niște oameni profund onești. Unii dintre ei erau chiar niște oameni cu totul curați sufletește, admirabili, din nefericire foarte manipulabili. Există un lucru miraculos în om. Nu știe întotdeauna de el. Experiențele îl fac să-l presimtă. Dificultățile îl fac să îl simtă în el. Iar provocările fundamentale, atunci și provocare fundamentală este atunci când ești confruntat cu problema faci rău cuiva ca să-ți fie ție bine sau nu. Pur și simplu, ești confruntat de multe ori și în timp de pace și în timp de război, și în timp de societate totalitară și în timp de societate liberal-democratică, cu această opțiune, fac răul sau nu? Unii răspund da, îl fac.